Ok, bine ați venit la un nou episod despre HTML. Cum să pornesc calculatorul PC, canalul meu este. Bun, v-am arătat cum să creați o căsuță și să puneți text dumneavoastră. În acest video vreau să vă arăt cum să puneți etichetă, adică atunci când dă click pe text să poată să îl lase direct să scrie, nu neapărat să dea click înăuntru căsuței. Să fie legat textul de căsuță, de box. Fără alte vorbe, să începem. Bun. Ștergem ăsta. Lăsăm aici. Hai să îl fac mai mare ca să vedeți. Așa. Lăsăm aici form, action, method, da? Și ne ducem aici, deasupra la input, pentru această căsuță, ne ducem și scriem astfel. Label, care înseamnă etichetă, for, pentru egal cu, ghilimele, să zicem nume familie, da? Nume familie. Că vrem să facem două căsuțe, nume și prenume. Și aici nume familie textul scriem. Textul nume familie două puncte deschidem, hai să fie frumos. Deschidem, închidem label-ul. Da? Și aici input text în loc de în aici înaintea la name scriem ID, deci for nume familie, da? Egal ID egal ghilimele nume familie. Name size, hai să lăsăm fără size, să-și pună singur. Da, eu dacă voi da click acum, de exemplu, acum dau click, nu mai e selectată căsuța, dau click direct pe ăsta, face parte nume familie aici. Și mai pun un br. Și copiez astea. Labor for prenume. Prenume, da? Prenume familie. Și aici scriu prenume. Bun. Și mai mi-a creat una. Dacă vreau între ele încă un br, mai pun un br. Și cam asta a fost cu acest episod.